Salut și bine ați revenit la seria voastră preferată, cel puțin de până acum. O să jucăm din nou Team Hospital. De data aceasta vom continua episodul cu spitalul acela, nemțesc, ca să nu pot să-i zic numele. Problema e că trebuie să joci puțin ca să-ți descopere și clinicile celelalte. Le trebuie timp pentru research, așa că n-ai ce face. Dar hai să începem cu începutul. De fiecare dată punem un reception desk cu o femeie. E singura care candidează pe post. O să facem aceleași lucruri pe care le facem de fiecare dată. Punem cât un GP's office. Ia să vedem ce mai e în afară de asta. Cred că ar trebui să fac mai mici camerele astea, pentru că nu contează așa mult. Bun, asta am făcut-o aici, o să rămână puțin spațiu și în spațiul acela o să punem drinking machines și băncuțe. Pentru că oricum nu avem cum să folosim spațiul ăla. Așa că hai să cumpărăm băncuțe. Drink machine. Dăm și câteva calorifere. Ok, avem așa. La fiecare cabinet să avem măcar câteva băncuțe. Punem aici un KitKat. Aici niște băncuțe, un calorifer aici. Și mai punem și pe aici. Chiar dacă, practic, cred că o să încălzească bine și acolo. Cred că ajung. Mai avem 45.000 de dolari, putem să punem și psihiatru. Asta aș vrea să-l pun puțin mai ferit, că aici vin nebunii. Ok, punem aici. Nu-mi place cum se pune asta. O să iau asta de aici. Mă rog, o las așa, nu mă mai complic cu ea. Nu contează oricum. Hai să angajăm niște doctori. Avem vreun psihiatru? Niciun. Dar oricum, avem doctori pentru cabinetele astea două. Deja o să dea să ne ia drumul. Avem chirurgi. Dar încă n-am descoperit partea aia de chirurgie. Ok. Hai să facem și toaletele, să fim siguri că nu fac ăștia pe ei. Bun. Punem aici, 2, 3. Cred că erau, mamă, câte astea voiam să pun. Nu mai, gata, e suficient. Atât e suficient. Aici cred că n-am pus băncuțe. Hai să pun și aici niște băncuțe. Oamenii sunt tare mofturoși. Bun. Așa, avem și primul pacient, îl avem pe Elvis Place Presley. Handyman. N-aveam niciun handyman. Hai că angajez acum doi. Între timp avem și doctori pentru psihiatrie? Nimic. Bun, ce avem? Hai să punem și o clinică, un inflation, ca totuși... Nu, nu e bine aici, deci... Ca totuși să primești și niște bani, știi că la diagnostic primești bani la diagnostic, dar aici primești mai mulți. Imediat mă uit să văd ce mesaj e ăla, poate e ceva important. Ce este? Oh, scuze, am apăsat pe ce nu trebuia. Send patient home. Mai așteaptă puțin. Încă n-avem psihiatru, frate. Toalete am făcut. Farmacie, neapărat o farmacie. O să punem farmacia în mijloc. Oh, ce se întâmplă? Urgență? Stați un pic să vedem chestia aia cu urgența. Deci e o urgență. 4 people, uncommon cold. Ok. Hai să facem chestia asta. Punem așa. Și teoretic ar trebui să și internez undeva. Așa că hai să cumpărăm repede o clădire adiacentă. 9000. O cumpăr pe asta la 9000. Facem un ward aici, se poate internează, știi? Facem puțin mai mare ca să aibă loc. Sper să nu moară aia. Trebuie și aici o asistentă. Vine și VIP-ul.
te rog, vino. Nu am nimic de... Nu am nimic de pierdut, așa că vino. Uite, îi dă deja. Dacă e bine, nu e rău. A, am nevoie neapărat de un doctor, de la psihiatru. Mamă, nu există psihiatrii. Fuck, omul ăsta are nevoie la psihiatru. Deja pe ăsta îl umflă. Mamă, ce place când îl umflă. Da, greu găsești un psihiatru în ziua de azi, frate. Aici ce cămăruțe să mai punem? Mai punem un GP's office. Ia, putem să-l punem aici? Da, putem. E perfect dacă putem să-l punem aici. Punem și două ferestre. Aici cabinetul. Asta așa. Ok. Trebuie să punem și niște băncuțe și aici. Sunt foarte curios dacă s-au descurcat ăștia cu pacienții aceia de la urgență, ia. A fost ok? Cred că a fost ok. Ia. Wow, am salvat pe toți. Ce tare! Am un spital super tare. Ok, deci avem un VIP pe drum. Aici mai băgăm un doctor neapărat. Chiar nici acum n-am găsit un psihiatru. Nici acum nu e niciun psihiatru. Ok, luăm așa, luăm televizoare de alea vechi. Nu au și ei LCD, dar asta e. Sofa, mai punem un sofa. E foarte important să faci doctorul să se simtă bine. Cu cât se simt mai bine, cu atât aduc bani mai mulți, cu atât muncesc mai mulți, cu atât aduc bani mai mulți. Ok. Pun și un calorifer mic și amărât acolo. Nu cred că chiar așa neimportant. Mai angajăm un de-asta. Îl angajăm pe ăsta bătrânul. Aia. Azi dacă avem vreun psihiatru între timp, a venit vreun psihiatru? A venit, mamă, și cu câți bani! Mamă, și cu câți bani! Cold, le e frig. Hai că aducem radiatoare. Cum să le fie frig, frate? Nu mi-a fost niciodată frig și le e frig acum. Trebuie să punem și niște băncuțe la farmacie aici. Eu, am pus caloriferul înăuntru. Da, dă-l naiba, nu contează chiar așa mult. Ce ziceți, o luăm și urgența asta? 3 people with hip piles and they require immediate attention. Ah! Ok, sigur, normal. Chiar vă rog să veniți. De timp salvăm și jocul să nu cumva să pățim o chestie nașpa. Mamă, câți doctori sunt acum. Deci ăsta e și chirurg și și psiholog. Psihiatru, pardon. Foarte tare. Asta e că aici trebuie cercetător. Pe ăsta l-am angajat degeaba. Dacă tot te plimbi ca un coin căldare, hai că te dau și afară. Hai că o să vedeți acum cum e să dai primul om afară. Pa! Mi-a plăcut de tine. Ai fost simpatic. Ok, punem pe ăsta aici. Și e și psihiatru. Bine, mă ia banii și lasă-mă în pace. I-a plăcut. I-a plăcut. Ce să mai punem? Mai punem aici o farmacie. Foarte important că astea ne dau foarte mulți bani, farmaciile în general, foarte mulți bani. Și în realitate, farmaciile în general fac foarte mulți bani. Și na, pe bună dreptate. Din nou am salvat toți 3 pacienții de la urgențe. Și asta mi se pare mega, mega tare. Nu, nu vreau, nu vreau aici. Vreau să dau pe asta și tot timpul dau click din greșeală pe cealaltă. 86% șansă să meargă leacul. Păi normal că te riscăm. Too many doctors. N-ai mă tu treabă, îmi plătesc doctorii bine, chiar dacă am mai mulți. Stai liniștită tu. Stai tu în banca ta. Bun, acum aici mă gândesc. Ăsta costă 4.000 și un pic. Ăsta e 7.000 și mai mare. Hai că luăm pe ăsta mai mic. Ia. Ok, aici așa. Nu, e cam multă factura pe lună. cam mare. Cam mare factura pe lună. Echipament. O băgăm în echipament mai mult. Improvements. Dă-le dracu de improvements, măcar să avem echipamentele, ok? După ce avem echipamentele, putem să facem și improvements. Dar avem nevoie de slack tongue, de foarte multe chestii. Și încă nu avem. O să cumpărăm și partea asta. Asta este zona cealaltă și aici ar trebui să punem echipamentele noi. The gut rot.
Frate, te rog frumos, descoperă, ți-am zis, ce trebuie. Pentru că încă n-am descoperit și alte clinici, o să așteptăm puțin și de fapt o să ajungem direct acolo. Gata, uite, un new slicer, în sfârșit, frate. Și acum, pentru că am făcut chestia cu slicerul, hai să ne ducem la spare ribs și să concentrăm research-ul pe chestia asta. Slack Town Clinic, o să angajez repede un doctor. Dacă îmi zic repede, vreau să zic repede. Mamă, ăsta e supracalificat. Punem amărâtul ăsta. A, încă 25 de pacienți și terminăm și câștigăm și nivelul ăsta. Mă, între timp, voi încă n-ați văzut cum fac ăștia pe ei, înseamnă că mă descurc foarte bine. Ăsta e super epuizat. Ăsta e super epuizat, săracu, mi-e milă de el. A, tipa asta se cacă, ce drăguț. Mama, ai văzut cum m-a făcut? A trimis fax, tocmai ce a trimis un fax, mai mare așa. Hai, sper să nu moară ăsta. Am impresia că o să moară, sper doar să nu moară. Oricum, între timp, de fapt, ia, moare. Banii i-a dat omul. N-a murit. Nu e bine. Dacă nu moare, chiar e bine. Eu, am pus caloriferul. Aia nu contează. Băgăm aici o nurse. Nurse. Îi dăm ăstuia banii să nu-mi plece. Gata. Ok. Și aici am făcut, m-am descurcat. Trebuie să pun la echipament, nu la diagnostic. Fuck. Am pus eu banii prost. Hai că da, pentru data viitoare știu. Uite, avem pentru cardiogram, avem ceva nou, în sfârșit, EKG. Oh! Mersi, puiu. Uite, frate. Ce tare. Sunt așa de fericit că în sfârșit am ajuns și la nivel în care pot să fac și altceva. Cardio. Any doctor. Ok, frate. Din nou urgență. 7. Deci aici trebuie foarte mult, cred că mai facem un ăsta, un psihiatric. Mai facem un psihiatric, neapărat. Că au probleme. Băieții aia sunt cam nebuni la cap, așa că mai avem nevoie de așa ceva. Am spus eu că e nevoie. Din păcate nu am doctor. A, ăsta e la electrocardiogram. Vine de la urgență și sunt toți acolo. Și noi n-avem doctor. N-avem doctor. Mamă. Știu că pusesem un doctor cu mai multe calificări. Nu. Oh my god. Prostul ăsta? Nu. Ăsta? Ăsta e. Ăsta e. Hai că-l ducem, îl ducem. Mai sus, aici. A? Mai sus. Ok, aici. Gata. Hai, cheamă-i înăuntru, nebunule. Toți așteaptă la ăsta. Hai că aici nu se iasă bine. Nu o să iasă bine, trebuie să mai fac repede unul, dar... N-am timp. Ok. Nu am doctor. N-am doctor, puiu. Bă, dar nu-i corect, frate, nu sunt doctor. Hai că mai e unul. Hai repede. Mai e unul. Hai că a intrat. Hai că e bine. Mamă, la mișto locul întâi. Locul 1, numai 1, sunt mereu pe locul 1, nu dau un pas înapoi. Asta a fost? Mamă, total value. Bă, dar s-a triplat valoarea spitalului meu față de concurent, de competiție, nu de concurent. Dear la mișto, marvelous, you have handled the running of this hospital superbly. Us bigwigs at the Ministry of Health would like to know if you'd be interested in taking on a larger project. There's a job we think you'd be perfect for. The salary would be $24,000. Oh, give it some thought.
Jobat Frimpton on Seas Hospital. Ok, frate, accept. Dragilor, dacă vă place seria asta, nu uitați să lăsați un like, dați și un sub dacă nu sunteți deja și ne vedem în episodul următor. Vă pup și vă mulțumesc pentru atenție. Pa!